Bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrer. Un restaurant de lux dintr-un oraș istoric din Franța care îmbină lumea teatrului cu gastronomia fină dedicatului segment aparte de clientelă. Aceasta a fost tema pe care viitorii arhitecți ai Universității Politehnica Timișoara au pus-o în practică. Lucrările lor s-au reunit într-o expoziție. Studenții de la arhitectură se pregătesc să devină arhitecți. Alături de cadrele didactice coordonatoare, au organizat o expoziție cu planșele propriilor proiecte, prin care propun amenajarea unui restaurant de lux. Localul a fost gândit în așa fel încât să evidențieze lumea teatrului, să se integreze în arhitectura locală și să se adreseze unui anumit segment de public. Ideile lor ar putea fi puse în aplicare în viitor. Am plecat de la ideea de teatru și am încercat să reconstruiesc ideea de backstage, spațiu în care elemente precum drapajele și cortinele joacă un rol important în relația dintre actori și spectatori. Ele au fost utilizate în acest proiect în principal datorită capacităților de înrămare și separarea meselor. Alte elemente, precum piatra de calcar, tapetul cu imprimeuri vegetale și azurul au fost folosite pentru a face trimitere spre Avignon și regiunea Provence. Zona de acces a fost gândită ca un mic spațiu de expoziții în care picturile sunt de fapt mostre din colecția designerului vestimentar Cristian Lacura. Proiectul meu a avut ca temă principală ideea contrastelor și a dinamismului, după cum se poate vedea, și pe planșe am ales să aduc o propunere foarte îndrăzneață care să îmbine toate temele principale ale spațiului. Prin astfel de proiecte, studenții sunt puși în fața provocărilor de care se vor lovi la finalizarea studiilor. De asemenea, teoria învățată în sala de curs este transpusă în practică. Tema de proiectare în acest semestru a fost restaurant 3 stele Michelin Avignon împreună cu Casa Lacroix. Deci o temă complexă care ne-am gândit noi va stimula și cred că am avut un pic de dreptate pe cursanți să vină cu aportul de inventivitate, totuși în carcanul de buget și de cerințele tehnice tipice acestui proiect. Proiectele studenților pot fi admirate în cadrul bibliotecii UPT la etajul 1. Studenții care locuiesc în partea de nord a Timișoarei trebuie să știe că traseul mai multor mijloace de transport în comun este deviat timp de 3 zile, de vineri seară până luni după amiază. Devierile sunt impuse de șantierul deschis între calea Aradului și piața Consiliului Europei. Vor fi afectate traseele a 6 mijloace de transport în comun, autobuze și troleibuze. Astfel, expresul 2 va fi deviat pe calea Sever-Bocu, liniile 17 și 18 pe calea Torontalului, iar expresul 6 pleacă din stația Piața Consiliului Europei. De asemenea, două linii de transport metropolitan vor circula diferit, M41 și M42, pentru cursele până pe calea Stan Vidrighin, circulă deviat, tur-retur, pe calea Aradului. Măsura intră în vigoare vineri de la ora 20 și rămâne valabilă până luni la ora 14. Mai este puțin până când începe calendarul de admitere la una dintre facultățile Universității Politehnica Timișoara. Absolvenții de liceu pot alege din zeci de specializări, cum ar fi arhitectură, electrotehnică, telecomunicații, mecanică sau comunicare și multe altele. UPT oferă și pentru anul universitar 2019-2020 mii de locuri fără taxă. Înscrierile la Politehnică pentru cursurile de licență încep în 15 iulie, cu depunerea dosarelor sau a cererilor de înscriere pentru examenele de admitere. În 22 iulie au loc testările la facultățile unde se dă concurs, dar și selecția dosarelor pentru celelalte specializări. Urmează două runde de confirmări și se pot depune și contestații. Apoi, rezultatele finale se afișează în 26 iulie. La UPT sunt 2280 de locuri bugetate și alte 1030 cu taxă. Punem punct aici știrilor Teleuniversitatea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu plecați nicăieri. Urmează sport și meteo. La revedere! Lotul Politehnicii a plecat joi în cantonament.
Ca și anul trecut, echipa va efectua stagiul centralizat al pregătirii de vară la hotelul Ferdinand din Hațeg, unde se va sta până în 13 iulie. Antrenamentele vor fi susținute pe terenul din Sfântă Maria Orlea, comuna aflată în imediata apropiere. Noutățile din lot față de sezonul trecut sunt Mario Contra, ACS Poli, Bot de la Junior, Adrian Ungureanu, Ripensia, Sabin Lupu, CSO Filiaș, Zabun, Codru Lozova din Republica Moldova, Coroiu, Adrian Lazăr și Pițigoi, toți trei de la Centrul Național de Pregătire Timișoara. Bedea accidentat nu a făcut deplasarea. În 13 iulie, la plecarea din cantonament, elevii lui Cosmin Petruescu vor disputa al doilea meci de pregătire cu CS Hunedoara. Vremea se menține mai rece la Timișoara. La noapte vor fi între 16 și 18 grade Celsius, iar cerul va fi preponderent noros. Mâine, în orașul de pe Bega, va fi soare și mercurul din termometre nu va trece de 29 de grade Celsius, iar ploile ocolesc orașul. Noaptea la Lugoj va fi puțin mai caldă, minima va fi de 19 grade Celsius și cerul va fi senin. Mâine, soarele va străluci pe cer toată ziua, dar nu se anunță temperaturi caniculare. 29 de grade va fi maxima zilei de vineri. La noapte, în Buziaș, termometrele vor indica între 17 și 19 grade Celsius și vântul va sufla ușor. Cerul va fi senin. Ultima zi lucrătoare a săptămânii aduce vreme frumoasă și caldă în stațiune, cu 29 de grade în termometre. Noapte senină și cu temperaturi de 16-17 grade Celsius și în Jimbolia. Ziua de vineri începe cu mult soare, dar după amiază apar și nori pe cer, însă nu aduc cu ei ploi. Și aici se vor înregistra tot 29 de grade. 18 grade Celsius va fi minima nopții la Sân Nicolae Mare și cerul va fi senin. Vineri va fi o zi caldă de vară, cu 29 de grade în termometre. După masă, cerul devine noros, dar nu sunt anunțate precipitații. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7 din Timișoara. Nu risca viața ta și a familiei tale încărcând butelia la stațiile GPL Auto. O campanie de informare și prevenire susținută de către ISCIR și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Stimați telespectatori, bun venit la lecția de economie și fiind prima din acest an,
profit de acest prilej pentru a vă ura un an nou fericit și mulți ani fericiți în continuare. Anul care a trecut a fost un an bun din punct de vedere economic, un an în care România a înregistrat o creștere economică de 4,25% sau chiar mai mult, și această creștere economică coroborată cu cea din anul trecut au creat o situație foarte bună pentru țara noastră. Evident, la nivel macroeconomic, pentru că nu îmi permit să discut lucrurile în termen decât foarte general. Deci, în acest context, produsul intern brut per capita, un indicator important, ne permite să spunem, fără nicio ezitare, că România a intrat într-un stadiu de dezvoltare mediu raportat la țările din Uniunea Europeană și am să fac o scurtă sinteză. Dacă în 1989 acest indicator reprezenta jumătate din media Uniunii Europene, în 2000 valoarea acestui indicator s-a plasat la 25% din valoarea Uniunii Europene, iar în prezent acest indicator ne plasează undeva la 67%. Deci de la 25% la 67% ca medie a produsului intern brut per capita, acest salt, acest pas înainte important a permis României să aibă o situație economică rezonabilă, aș putea să spunem, cu mult mai bună decât au sperat mulți compatrioți. Și acest lucru este un semnal că intrarea României în Uniunea Europeană este un succes. Din păcate, așa cum se întâmplă în realitate, nu tot ce s-a întâmplat după anul 2000 reprezintă un progres sau reprezintă un succes la fel de mare ca cel legat de creșterea economică. România a înregistrat în această perioadă, după anul 2000, în continuare, un regres în ceea ce privește populația, așa numitul spor natural negativ. Acest indicator se calculează ca o diferență între numărul celor născuți vii și numărul celor decedați, și acest spor natural, în cazul României, a fost mereu negativ, a oscilat între 50.000 de locuitori și anul trecut, respectiv în 2017, pentru o secundă am uitat că suntem în 2019, nu m-am obișnuit încă cu noul an. Deci în 2017 acest spor natural a fost minus 71.000 de locuitori. Deci practic am pierdut, datorită mortalității, 71.000 de locuitori, punând în balanță și cei care au emigrat în vest, mai degrabă în Europa Occidentală, dar și în Statele Unite și Canada, această balanță negativă s-a situat la 150.000 de locuitori. Astfel că în prezent, în România mai locuiesc, cu un domiciliu oarecum stabil, 19.400.000 de locuitori. Dar dacă ținem cont că din acești 19 milioane, foarte mulți compatrioți fac naveta, ca să spun așa, între locurile de muncă din Occident și România, în mod efectiv în România, după părerea mea și a unor analiști, nu locuiesc mai mult în prezent decât 17 milioane de locuitori. Este o diferență imensă dacă raportăm această cifră la 23 de milioane și 300 de mii de locuitori, atât cât aveam în România în 1990. Această diferență foarte mare de 6 milioane de locuitori a apărut datorită unor fenomene recesive, unor fenomene demografice recesive. Eu enunț, pun această problemă în atenția opiniei publice prin intermediul dumneavoastră și sunt convins că cei care urmăresc emisiunea sunt oameni foarte bine informați și de aceea trebuie să conștientizăm la nivelul opiniei publice această problemă pe care o avem ca popor, ca țară, o problemă pe care ar trebui să o rezolvăm noi în primul rând,
dar evident trebuie să ținem cont și de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Și acum, dacă îmi permiteți, vreau să prezint această problemă a crizei demografice, care nu este doar o problemă a României, la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană se confruntă ca și noi, ca și România, cu o acută criză demografică, o criză care nu a mai existat în Europa modernă. Dacă vorbim de ultimele două secole, Europa nu s-a mai confruntat cu asemenea criză. Dar în prezent, toate țările din Europa se confruntă cu asemenea criză, mai puțin câteva și aceste câteva care au o situație demografică oarecum normală și care nu întâmpină asemenea probleme, sunt doar 5 țări. Este vorba de Franța, de Regatul Unit sau Marea Britanie, care din păcate va părăsi Uniunea Europeană, este vorba de Spania, este vorba de Olanda și cu aceasta, deci, am închis această listă a puținelor țări care au o demografie corespunzătoare secolului 21. Aceste țări asigură un spor natural și acest spor natural compensează oricum pierderile dintr-un alt grup de țări, eu l-am numit G8, din acest grup fac parte, în primul rând, Germania, care are o situație demografică foarte, foarte negativă, urmează ca importanță Italia, de asemenea, care în ultimii ani mai ales se confruntă cu această problemă, România, care se plasează, din păcate, pe locul 3, în funcție de mărime și în funcție de acest parametru care înseamnă sporul natural, urmează Bulgaria, Ungaria și țările baltice, toate trei, deci Estonia, Lituania și Letonia. Aceste 8 țări au înregistrat în perioada pe care am analizat-o, din anul 2000 până în 2017, o descreștere a populației datorită sporului natural negativ de 6,5 milioane de locuitori. Acum, în cadrul Uniunii Europene există două tendințe și dumneavoastră le cunoașteți. Pe de o parte, există țări în care natalitatea este suficient de mare și care nu au probleme demografice. Există acest G8 care se confruntă cu mari probleme și există încă 15 țări care au o situație demografică foarte, foarte la limită, aș putea spune. Oricum, ele în ultimii ani încep să se confrunte cu același spor natural negativ. Aceste 15 țări sunt restul țărilor din UE, dumneavoastră le intuiți, este vorba de, ca țară mai mare, Polonia, e vorba de țări mai mici, Malta, Belgia și așa mai departe, Grecia, Cipru, toate cele care nu le-am enumerat anterior și cred că eu am făcut o mică omisiune. În primul grup am uitat să vorbesc despre Olanda care are o situație demografică foarte bună, o natalitate care nu a fost afectată de seismele din anii trecuți. Deci, în acest context, toate țările din vestul Europei, dar absolut toate, dar în special Spania, Italia, Franța și Marea Britanie, și-au acoperit deficitul de populație prin migrație netă. Această migrație netă, care se calculează foarte simplu, ca diferența între cei care pleacă dintr-o țară și cei care intră în acea țară, migrația netă în cazul Uniunii Europene în ansamblu a fost în perioada 2000-2017 de 21 de milioane de locuitori. Deci 21 de milioane de locuitori din afara Uniunii Europene au venit în Uniunea Europeană în primul rând pentru a căuta locuri de muncă datorită unor conflicte tragice care s-au întâmplat în Orientul Mijlociu, în așa zisele țări în care au avut loc revoluții arabe, e vorba de Libia, e vorba de Siria,
Tunisia și multe, multe alte țări din Orientul Mijlociu. Toate aceste țări s-au confruntat cu conflicte violente, conflicte dramatice, populația a fost nevoită să plece. Pe de altă parte, există situații foarte dificile în Africa, țări, aș numi aici Nigeria, Sudanul, Afganistanul, care sunt afectate de o criză economică de proporție. Există foarte mulți oameni care abia pot supraviețui în condiții limită și toți acești oameni au fost obligați într-un fel să își caute, să se salveze emigrând în Europa. Aceasta este o problemă extraordinar de complicată. Eu nu mi-am propus să o analizez, nici nu aș putea și cred că nimeni nu are suficiente date la ora actuală ca să analizeze un asemenea fenomen. Aș spune un singur lucru. Ceea ce eu cred că nu este în regulă și o spun cu toată seriozitatea și responsabilitatea, nu înțeleg de ce Comisia Europeană și instituțiile europene, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Europei, a cărui președinție o deținem în prezent, de ce aceste trei instituții comunitare extrem de importante, care ar trebui să aibă politici pe termen lung, să formuleze politici pe termen lung și să le operaționalizeze, repet, nu înțeleg de ce aceste trei instituții nu conștientizează problema deficitului demografic a depopulării Europei prin spor natural negativ. Această problemă care nu se poate rezolva ușor, eu nu am soluții miraculoase și nimeni nu le are, trebuie rezolvată în timp, cu responsabilitate și evident prin soluții care să motiveze tinerii, nu să-i oblige să facă copii. Noi în România am avut o asemenea situație, am avut o situație demografică foarte bună între ghilimele, dar ea s-a obținut cu suferință și cu mari probleme, cu mame care au murit pentru că au apelat la fel de fel de practici, să spunem, primitive de a întrerupe sarcina. În acest context, noi nu putem să ne mai întoarcem în trecut, ar fi o crimă și o tragedie. Tinerii trebuie să aibă dreptul să facă planificare familiară, mamele au dreptul să hotărască dacă vor sau nu să aibă copii. Acesta este un lucru care ține de civilizație. Fără îndoială, nu este, din punct de vedere al religios, mai ales al religiei creștine, întreruperea unei sarcini și contraceptivele reprezintă păcate. Eu nu discut în acești termeni. Religia are rolul ei în societate și este firesc să amintesc aceste lucruri, dar trăim într-o societate suficient de liberală, care s-a îndepărtat, să spunem, de acest unic criteriu de judecare a realității. Și în prezent, tinerii au drept motivație principală, nu trebuie să uităm acest lucru, altfel n-ar putea supraviețui, deci principala lor motivație este formarea profesională și găsirea unor locuri de muncă compatibile cu pregătirea pe care a obținut-o prin eforturi sistematice. Aceasta se întâmplă și în Politehnica Timișoreană și se întâmplă peste tot în Europa și evident că tinerii care au un asemenea obiectiv și majoritatea l-au, plasează oarecum pe planul 2 nașterea copiilor, mai ales tinerele femei. Să nu uităm un lucru, la vârsta care o am și cu experiența care o am, știu că principalul factor motivațional pentru apariția copiilor sunt mamele, sunt femeile. Ele decid, bărbații mai puțin. Cu tot respectul, există mulți bărbați care iubesc fenomenal copiii și doresc, dar mamele decid în ultima instanță dacă un copil va trebui să nască sau nu. Și acest lucru trebuie să fie, după părerea mea, principalul factor motivațional și în continuare trebuie să stimulăm tinerii bărbați, tinerele femei, tinerele familii, să aibă condițiile necesare, să fie susținuți, încurajați
și să existe o politică națională și o politică europeană care să favorizeze creșterea natalității. Este singura cale, după părerea mea, onestă, care ține cont, care este cumva transcendentă, este o soluție transcendentă, dacă doriți, în sens filozofic, pentru că o societate nu poate trăi doar în prezent, o societate care se respecte trebuie să gândească și la transcendență, trebuie să gândească la viitor, trebuie să genereze acest viitor prin ceea ce realizează la un moment dat. Și dacă doriți, discursul meu, de fapt nu este un discurs, este o prezentare foarte, părerea mea, realistă a unei probleme, se adresează în special tinerilor, pentru că tinerii trebuie să gândească această transcendență. Generațiile mai vârstnice nu mai au posibilitatea să se gândească foarte mult la viitor. Ele au făcut ceea ce depindea de ele pentru ca acest viitor să fie posibil și acum este rândul celor tineri să evalueze situația prezentă și să se gândească la viitorul lor și a celor care vor veni după ei. De aceea eu am ridicat această problemă și cred că autoritățile de la Bruxelles ar trebui să conștientizeze și să acționeze mult, mult mai responsabil și cu mai multă operativitate, pentru că nu se poate amâna timp de decenii rezolvarea acestei probleme. Criza este suficient de acută, chiar și în Spania, care a avut un spor natural pozitiv în ultimul secol, chiar și Spania a intrat la spor natural negativ în 2017 și un semnal de alarmă pe care vreau să-l semnalez. Uniunea Europeană în ansamblu a avut spor natural negativ minus 210.000 locuitori în 2017. Deci am ajuns la un moment critic, un moment de inflexiune și trebuie să rezolvăm această problemă cardinală, crucială, și la nivel național, și la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Sâncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Cât de intensă a fost emoția primului examen? Cât de greu e drumul către o carieră de succes? Afli răspunsul de la Raluca Pandor, la Studenții de ieri.
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Studenții de Ieri. Așa cum v-am obișnuit până acum, aducem tineri de succes implicați în proiecte deosebite. Nici de data aceasta nu vreau să vă dezamăgesc, așa că alături de mine este o tânără frumoasă și foarte implicată, pe numele ei Ana Maria Popa. Bine ai venit! Bine, te-am găsit. Mă bucur tare mult că mulțumesc. Am reușit să te aduc. Vom porni discuția de la perioada studenției tale, care nu e deloc departe. Și aș vrea să-mi povestești tu ce specializare ai terminat și de ce ai ales-o. Am terminat partea de licență Finance and Banking. Sunt acum în anul 2 la masterat, tot un masterat în engleză, International Corporate Finance. Am ales asta pentru că background-ul meu este unul matematic. Am terminat Mate Info și am vrut să păstrez un pic gândirea asta analitică, care mă ajută foarte mult în prezent. Și m-am dus în zona, nu în zona de matematică pură, ci în zona de economie. Cum erai tu ca studentă? Și cum ești? Că încă ești. Da. Eram așa cum sunt și acum, foarte consecventă și dedicată, pentru că îmi plac lucrurile bine făcute și atunci nu lăsam examenele, de exemplu, pe ultima sută, începeam să învăț din timp. Lucrul ăsta îl fac și acum, chiar dacă într-un fel am foarte multe activități și tot impun să-mi pun alte priorități, activitățile mele care îmi ocupă mult timp, au devenit un pic mai importante decât școala, dar nu las niciodată pe locul 3 sau 4 școala. Deci a rămas o prioritate și dar universitatea. Ce ți-a plăcut cel mai mult la perioada studenției? Și acum mă refer în primul rând la perioada licenței, fiindcă aia e perioada în care te descoperi cel mai bine ca tânăr și profesionist. Mi-a plăcut foarte, foarte mult experiența Erasmus pe care am avut-o în Franța. A fost o altă perspectivă în ceea ce înseamnă școala și facultatea în general. Era totul mult mai aplicat, totul mult mai, cum să spun, se lucra foarte mult în echipă, făceam proiecte pe care le prezentam, nu existau examene ca și cele din România și lucrurile aveau o altă dinamică. Asta e o parte care mi-a plăcut foarte mult. Altă parte a fost cea cu activitățile extra curriculare pe care le-am făcut. Am avut și un proiect de cercetare anul trecut, am făcut o lucrare pe tema investițiilor educaționale. Asta mi-a plăcut pentru că m-a scos, toate activitățile care mă scot din zona de confort sunt cele care mi-aduc cea mai mult energie, să spun așa. Și zona asta de ce fac pe lângă școală, parte de teatru, educație și evenimente caritabile, să zic așa, mă definesc cel mai mult. Ne spuneai de evenimentele caritabile. Cât de important este să te implici în astfel de proiecte? Pentru mine a fost foarte important. Am prins gustul ăsta chiar acum 7 ani, când am fost debutantă la Balul Vienesc de la Timișoara. Și despre acest eveniment caritabil vorbesc în special. Au mai fost și altele, dar el mi-a rămas foarte aproape de suflet pentru că am cunoscut o mulțime de persoane la fel ca și mine, cu anumite valori, împărtășeam aceleași valori, ne plăcea foarte mult dansul și am continuat ca și voluntar în următoarea ediție. Și până acum am rămas în contact. Ultimele două ediții care s-au desfășurat la Timișoara le-am organizat ca voluntar. Și e foarte, foarte important pentru că pe lângă partea asta de dezvoltare personală pe care o ai în evenimentele astea, îți dai seama la final cât de mult a impactat comunitatea locală, în primul rând. Pentru că despre asta e vorba, despre ajutarea comunității locale. Hai să ne uităm puțin la Balul Vienesc și să ne povestești ca voluntar ce făceai tu. Da, foarte multe activități. Voluntariatul la un eveniment de genul ăsta presupune coordonarea tuturor debutanților, în primul rând promovarea oportunității de a fi debutant, apoi recrutarea lor, apoi organizarea anul ăsta, de exemplu, de fapt în 2018,
Am avut și Academia Balul Vienez, în care am avut module de învățare pe bune maniere, pe implicare civică sau pe sustenabilitate. Și au venit personalități, de exemplu Maya Morgenstern sau ambasadorul Elveției sau alte personalități care au ținut au susținut aceste module și toate trebuiau pregătite. Trebuiau pregătit setup-ul, trebuiau pregătite materiale, comunicarea cu participanții, apoi partea de bal propriu-zis, care e un eveniment grandios și care necesită foarte mult timp înainte de pregătire. Noi lucrăm cam 3 luni în fiecare an ca în luna noiembrie să găzduim în operă balul vienez. Observ că atunci când vorbești despre balul vienez zâmbești și da, din priviri, deci înseamnă că a fost și este o experiență chiar pe placul tău. Este prima mea experiență de voluntariat, dacă pot să spun așa. Da. Deci acum 7 ani a început și drumul voluntariatului continuă. Ne menționai că ai interacționat inclusiv cu lumea teatrului. Cum, de ce ai făcut, cum a fost, de ce? Am interacționat și intenționez să interacționez pentru că de 5 ani lucrez în cadrul Fundației Art Media, o fundație de impresariat care aduce spectacole de teatru din țară la Timișoara, și mi-a plăcut foarte mult faptul că am putut să fiu aproape de actori, de mari actori ai țării, de la Marcel Iureș, Marius Manole, Medea Marinescu, Maya Morgenstern. Sunt foarte mulți pe care i-am întâlnit, am avut cumva responsabilități legate de ei, să fie totul în regulă la venirea lor în Timișoara. Și eu mă ocup acum de promovarea acestor spectacole de teatru în cadrul Art Mediei. Ce altceva mai faci în prezent? Destul de multe lucruri, dar cel mai drag mie, n-am apucat să-ți povestesc despre el, e implicarea mea ca și coordonator în MindSub. Exact, acolo am vrut să ajungem. Să ne povestești cam ce faceți voi, care e scopul principal. MindSub e primul hub educațional din România și el încearcă să aducă foarte aproape mediul de business cu mediul universitar. Adică să elimine cumva gap-ul ăsta între ce învățăm noi ca studenți la facultate și ce se cere pe piața muncii. Și MindSub face asta prin trei piloni, zicem noi. Primul ar fi un spațiu de coworking de 200 de metri pătrați, pe care vă invit să-l vizitați și să faceți proiecte acolo, pentru că asta facem noi acolo. Evenimente, proiecte, companii care țin traininguri interne sau ONG-uri care se implică cu proiectele lor proprii. Deci încercăm să avem un spațiu în care să faciliteze foarte multe tipuri de activități pentru studenți și elevi. Pot să spun așa. Avem alt pilon, o parte de interacțiune online cu companii pe o platformă care îi spunem noi WeLearn și unde studentul e invitat să parcurgă un proces etapizat de dobândire a cunoștințelor. El face un test pe platformă, parcurge un curs pe platformă, dă un test și apoi intră într-un internship la compania care a oferit cursul și primește un certificat. Iar cel de-al treilea pilon important pentru noi este un consiliu colaborativ, pentru că MindSub se bazează pe educație colaborativă între studenți, profesori și profesioniști. Și noi ne întâlnim o dată pe lună, încercăm să ne întâlnim o dată pe lună și să aducem proiecte comune, să creștem proiecte comune pe nevoile pe care le identificăm în întâlnirile acestea. Și așa am creat platforma YTM, care este Yes Timișoara, spune Yes Timișoara. E o platformă de orientare și consiliere în carieră pentru elevii din România. Noi, practic, le oferim teste de personalitate, interese. E un test care durează 40 de minute și care îți face un fel de legătură cu oportunitățile din mediul educațional din Timișoara, exclusiv pe Timișoara, pentru că ne dorim ca cât mai mulți studenți să vină în centrul universitar din Timișoara. Observ că prin proiectele pe care le desfășori acum te-ai îndepărtat puțin de specializarea pe care tu ai terminat-o în ciclu licență
Și aș vrea să te întreb cum ai ajuns tu să mergi mai mult pe partea asta de PR, organizare de evenimente. Da, mi-am făcut și eu testul pe platforma YTM și mi-a ieșit într-adevăr comunicare și relații publice ca rezultat și apoi finanțe bănci. Și mi-am dat seama că nu puteam să le fac pe cele două una fără alta, pentru că am partea asta analitică în spate, care mă ajută foarte mult în partea de bugete, gestionare bugete sau strategii de fundraising sau toate lucrurile pe care le fac și le păstrez din zona asta de business. Dar m-am dus în zona evenimentelor pentru că sunt o fire foarte creativă și aș fi putut să aleg să merg în zona asta de litere, de creație, comunicare, publicitate, dar cum ți-am spus la început, n-am vrut să rămân fără partea asta numerică în spate. Și atunci mi se pare că le-am combinat cumva încât să mă ajute. Și dacă vreau să mă întorc în zona de, nu știu, audit sau banking sau lucrurile astea, dar sunt sigură că zona în care voi continua o să fie una mult mai bună pentru mine. Știm că partea asta cu organizare de evenimente sună foarte frumos. E într-adevăr fain, dar foarte puține persoane știu ce se află în spate. Și cum aș vrea să ne povestești tu cam care sunt dificultățile pe care tu le întâmpini ca organizator de evenimente, fiindcă se spune lucrul cu oamenii e cel mai dificil și mă gândesc că de provocări ai și tu parte cât cuprinde. Așa este. Chiar aici voiam să ajung. În toată experiența asta a hub-ului, de la Minds Hub, ce mă provoacă cel mai mult e interacțiunea cu oamenii. În echipa noastră și când lucrăm cu alte echipe, cu alte organizații, chiar acum organizăm un eveniment antreprenor de sezon, în zona asta antreprenorială, și cred că cele mai mari dificultăți le avem în partea de comunicare, faptul că suntem voluntari și că avem alte priorități înainte de activitatea ca voluntar, mai este și vacanță și atunci lucrurile în gestionarea pregătirii unui eveniment devin mai lente. Iar partenerii noștri, poate din companii sau viitorii participanți, se așteaptă totul să se întâmple cât de repede, cât de bine. Vrem să ținem și calitatea tot timpul la evenimente cât se poate de sus și atunci există un fel de, cum să spun, scindare între cele două. Dar reușim de fiecare dată în evenimente să gestionăm foarte bine partea de resurse, în primul rând e importantă, partea de oameni, că oamenii care vin și participă să nu vadă nimic din spate, nimic din ce înseamnă că noi n-am dormit o noapte sau o săptămână sau noi, nu știu, poate nu avem suficiente fonduri ca să organizăm evenimentul, dar încercăm totuși prin tot felul de parteneriate să-l facem să se întâmple. Lucruri de genul ăsta sunt obișnuite pentru oricine care face evenimente. Știm ca teorie că voluntariatul e foarte important, dar aș vrea să vorbim concret despre voluntariatul în viața ta, pentru că ești implicat în foarte multe proiecte, majoritatea dintre ele ca voluntar, după cum ne-ai spus. Vreau să știu cum te-au ajutat aceste proiecte, atât din punct de vedere profesional, că e limpede că trebuie să pui în aplicare niște lucruri, dar și personal strict la tine ca ființă umană. Da. Partea asta de voluntariat, eu tot spun mereu că trebuie să-ți permiți să o faci, pentru că trebuie să ai o susținere. Eu le mulțumesc foarte mult părinților mei că asta m-a făcut să pot în ultimii 3 ani să fiu prezentă în partea asta de voluntariat, pe când foarte mulți dintre colegii mei au fost nevoiți să se ducă să-și iau un job poate în anul 2, poate în anul 3. Bun, și eu lucrez, dar în același timp îmi dedic foarte mult timp hub-ului, să spun așa, sau activităților caritabile și așa mai departe. Nu e foarte ușor, dar sunt foarte multe lucruri care mă bucură. De exemplu, faptul că pot să vorbesc liber în public, nu am trac, pot să mă întâlnesc cu manageri de companii de top și să nu fie frică sau
Gândirea asta structurată a fost foarte importantă, pentru că eu urmează să încep un business, am câștigat un grant pentru dezvoltarea unui startup. Felicitări! Mulțumesc! Și mi-am dat seama că n-aș fi putut din prima încercare să aplic pe fonduri europene, pentru că știm că e un proces destul de lung, de durată, trebuie să depui un pic de efort înainte să ajungi la banii respectivi și apoi să-i gestionezi, să știi cum să faci asta, o să vedem, o să fie un challenge interesant. Dar asta spun, că fără partea asta de voluntariat, nu cred că aș fi putut să urmez drumul ăsta antreprenorial la fel de ușor. Aș fi ajuns într-o companie, într-o multinațională, poate, și de acolo mi-ar fi fost confortabil să rămân și nu m-aș mai fi gândit, poate, la zona asta antreprenorială. O discuție pe care am auzit-o eu destul de des în prezent e ce e bine să alegem, un voluntariat sau un internship plătit, acum apropo că vorbeai tu despre multinaționale, și majoritatea studenților de astăzi aplică totuși pentru internshipurile plătite, fiindcă e mai la îndemână și nu e neapărat de judecat. Care ar fi diferențele din punctul tău de vedere și ce ar fi cel mai bine totuși pentru studenți? Cred că depinde foarte mult de anul de studiu în care se află, pentru că la început eu îi încurajez în anul 1-2 și dacă reușesc și în anul 3 să fie voluntar, să se înscrie în orice fel de organizație studențească sau să ajute punctual pe proiecte, pentru că au timp. Deci ei au timp și există foarte multe oportunități. Dacă își aleg un job sau un internship, cum spui, în ultima vreme nu mai sunt așa de multe internship-uri part-time, pentru că noi lucrăm cu companii și ne cer foarte mult la internship 8 ore, dacă se poate, e perfect. Și atunci când ești în anul 2 sau 3, nu mai reușești să vii atâta la școală, nu mai reușești să ai alte activități, deja ai un alt cadru și nu mai ai o dezvoltare din asta, ai o dezvoltare unilaterală, nu vezi. Într-un voluntariat ajungi să faci multe alte lucruri decât care e departamentul tău sau postul pe care ți l-ai asumat și asta te ajută mai mult din punctul meu de vedere. Deci, cum spuneam, există multe oportunități, dar cumva mi se pare că trebuie să le iei treptat și să nu spui nu voluntariatului din prima, pentru că îți face cu ochii un câștig imediat. Revenind la tine, ce îți place cel mai mult la ce faci în prezent? Bănuiesc că tot, dar cel și cel mai mult? Cel mai mult îmi place partea aceasta de MindHub. Cum să spun, partea de coordonare, partea de proiecte noi pe care le avem și libertatea. Pentru că asta îți dă un voluntariat. Libertatea de a face ce-ți place, de a schimba când vrei. Dacă simți că nu te potrivești, poți să schimbi. Într-un job nu poți face asta așa de repede. Și ce mai îmi place? Flexibilitatea pe care o oferă oamenii pe care îi cunosc și faptul că ajung în multe cercuri în care altfel nu aș fi ajuns. Deci, MindHub-ul e cel mai tare. Number one. Da. Ne povesteai chiar tu de faptul că vrei să îți deschizi o afacere. Detaliază-ne puțin. Da. Eu sunt, prin experiența de la MindHub, foarte conectată la ce înseamnă zona asta de resurse umane din Timișoara. Și business-ul meu încearcă să creeze un parcurs de carieră pentru fiecare elev care începe clasa 11-a. Deci noi îl aducem de la clasa 11-a, 12-a, încercăm să-l aducem la Timișoara dacă el nu este la Timișoara, apoi parcurge un proces prin care el face traininguri de dezvoltare personală, cum ar veni, și îi se urmărește planul de carieră gândit la început, iar apoi ajunge în partea asta de companii. Printr-un internship, printr-un job direct, noi încercăm să o conectăm, cum ar veni, tot ce înseamnă entry level, cu cerințele din companii. Cam, super, cam, faină ideea. Da, la asta se referă compania.
Chiar la discuția asta despre antreprenoriat voiam să ajungem la un moment dat. Știu că foarte mulți tineri și-ar dori în principiu să-și deschidă o afacere. Da, de cele mai multe ori ei se lovesc de teamă, de necunoscut și unii fie trec peste aceste momente, fie apelează la variantele mai ușoare, devin angajați, merg la multinaționale din nou, unde viitorul este mai sigur. Cât de bine este să fie studenții încurajați spre antreprenoriat? Cred că aici o să ne legăm foarte mult de proiectul ăsta de care îți povesteam, antreprenori de sezon. Dar înainte de asta, înainte să-ți povestesc ce presupune, antreprenoriatul, foarte multă lume la început, când începe facultatea de economie, spune, îmi doresc să am propria mea afacere, îmi doresc să fiu șeful meu, să-mi gestionez timpul cum vreau, să am echipa pe care mi-o doresc, să fac mulți bani, evident, și lucruri de genul ăsta. Ei bine, eu am o familie, tatăl meu e antreprenor de 25 de ani și mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. Dar, ca înainte să ajungi într-un job, chiar dacă tu pornești cu gândul de a fi antreprenor și poate că la un moment dat îți dai seama că nu e pentru tine, pentru că nu e chiar pentru oricine, e bine să încerci. E bine să gestionezi niște resurse, să îți asumi niște riscuri, pentru că antreprenoriatul înseamnă riscuri și știm cu cât îți asumi mai multe riscuri, poți să ai un profit mai mare într-o afacere, economic vorbind. Și atunci, noi le oferim șansa asta prin proiectul pe care îl începem chiar în 15 februarie, antreprenor de sezon, e într-o a treia ediție și de fapt ce face proiectul e o competiție antreprenorială prin care avem 10 echipe, echipe formate din studenți artiști din zona asta de arte și din zona de economie, dar nu numai, care trec printr-un proces. Ei au 5 module de învățare, apoi pregătesc un plan de afaceri pe care îl prezintă în fața unui juriu și apoi începe producția. Obiectul afacerii este crearea și vânzarea de mărțișoare, pentru că de-aia îi spune și antreprenorul de sezon. Suntem în sezonul în care urmează să vină primăvara, mărțișorul și de aceea am ales să-l facem așa. Ei primesc după jurizare un împrumut de 100 de euro pe care îl folosesc să cumpere materii prime și alte resurse de care au nevoie, iar apoi, la finalul proiectului, rămân cu profitul, cei 100 de euro îi returnează și acești 100 de euro se transformă în premii, pentru că dăm 10 echipe și atunci, avem 10 echipe și atunci avem premii în valoare de 1000 de euro, 500, 300 și 200 de euro pentru primele 3 echipe. Ce e fain la proiectul ăsta, pentru că l-am mai făcut, este faptul că ei pleacă pe lângă cu bani. Pot să spun că echipa de pe locul întâi la ultima ediție a făcut 1000 de euro net profit, cu 500 de euro au plecat acasă fiecare din echipă cam 1000 de lei, să zicem. Și după o lună, o experiență super faină, au învățat multe lucruri, au rămas prieteni, poate au mai și continuat, au mai încercat să facă produse handmade pe care să le vândă, deci feedback-ul a fost mereu pozitiv și din partea partenerilor, din partea studenților. Ce ne-a mai îndemnat să facem din nou proiectul e faptul că am fost încadrați într-un handbook de best practice la nivel internațional împreună cu alte 11 țări. Deci cumva ne-a dat așa un boost să reluăm proiectul și să încurajăm cât mai mulți studenți să se înscrie. Dar din ce ai văzut tu până acum, cum îi vezi pe studenți? Sunt ei deschiși către partea asta cu antreprenoriatul sau încă o privesc cu un oarecare scepticism? Acum sunt așa de multe oportunități pentru ei în zona de business, adică să se angajeze, încât cred că sunt bombardați de foarte multe oportunități, ba ca antreprenorială, ba, nu știu, traininguri, ba evenimente. Sunt deschiși, își doresc. Cred că cel mai mult își doresc să aibă un câștig imediat și destul de generos, să zic așa. Și atunci când promovezi că ai premii, imediat altfel să văd lucrurile. Exact, da. Tu intri în contact direct cu foarte multe categorii de oameni, care mai de care mai diverse. Ce crezi tu ca tânăr? Ce crezi că ar trebui schimbat la societatea de azi? Foarte bună întrebarea. Cred că ar trebui să avem încredere mai multă unii între alții.
și să colaborăm foarte mult. Și să colaborăm în sensul în care să vedem pe termen lung ce beneficii ne-ar aduce colaborările noastre și nu pe termen scurt sau imediat și să ne gândim mai mult la comunitate. Acum vine în minte ideea de colaborare pentru Timișoara, adică noi cu toții ar trebui, mai ales că în contextul capitalei culturale, să colaborăm mai mult spre a face Timișoara să înflorească, să spun așa. Deci cumva o deschidere mai mare între noi, să spunem da mai des, aș zice, și să fim mai implicați. Cam asta ar fi. Uite că minutele emisiunii noastre s-au scurs foarte, foarte repede, de aia aș putea să-ți promit că o să ne mai vedem și o să mai povestim noi despre tine, că ești implicată în foarte multe chestii faine, așa că sigur discuția noastră nu se oprește aici, dar nu poți să te las să pleci fără să te rog să le transmiști ceva studenților de astăzi, din perspectiva ta de încă student și tânăr de succes. Mulțumesc! Le-aș transmite să fie încrezători, să rămână cât mai mult în zona asta de educație. Adică asta nu înseamnă neapărat educația formală, ci cât mai mult să învețe, să citească, să se documenteze, să nu ia nimic de-a gata și să fie curioși. Cred că dacă sunt curioși, toate lucrurile astea vin natural și o să le aduc în nu doar succes lor, ci o să influențeze în mod pozitiv și pe cei din jur. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii alături de noi. Te felicit pentru tot ceea ce faci și pentru veselia asta pe care ne-ai transmis-o astăzi și sunt sigură că ne vom vedea cât mai curând, poate și pe terenul tău, nu al nostru. Mulțumesc frumos! Dragi telespectatori, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de această dată și vă dăm întâlnire peste o săptămână cu noi povești interesante. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Stăncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Bun găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Fotbal, handbal, performanță, dueluri. Hai în tribuna polisportivă să trăiești intensitatea sportului timișorean. În fiecare luni la Tele1. Cât de intensă a fost emoția primului examen? Cât de greu e drumul către o carieră de succes? Afli răspunsul de la Raluca Pandor, la studenții de ieri. Aici înveți! Aici trăiești! Trebuie să știi tot ce îți influențează viața. Informațiile esențiale le afli în fiecare marți de la Caterina Ledrăr, la emisiunea Student în Timișoara.